În primul rând, vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trecem cu bine, cu sănătate, un an foarte complicat. Un an foarte complicat, poate mulți oameni simt acest an ca fiind un an greu, dar foarte mulți nu știu, nu realizează cât de complicat a fost. Extrem de complicat. Este un an 2023 care a venit cu foarte mari provocări. Ne despărțim de el fără nicio regret, dar în același timp să știți că pe aceste încercări și provocări am reușit și să rezolvăm anumite lucruri, ceea ce înseamnă că până la urmă important este ce poți să faci pentru țară, pentru oameni, și eu cred că acest lucru a fost important. Nu sunt întotdeauna soluțiile pe care poate și le-ar dori oamenii într-un fel sau altul, dar sunt soluțiile corecte și drepte care au putut să țină România în echilibru. Întreaga lume este zguduită de o criză majoră. După salva de crize, plecând de la pandemie, criza sanitară, criza socială, politică, economică, energetică, război la graniță, război în Orientul Mijlociu, o economie care este convulsivă, o atmosferă mondială tensionată, România sigur că nu putea să nu resimtă toate aceste fenomene. Cu toate acestea am reușit să ne păstrăm pe linia de plutire. Vedeți țări care la un moment dat se păreau că sunt mult mai stabile economic decât noi, se află în această perioadă în recesiune. România, chiar dacă e cu o creștere economică mică, totuși o are, ceea ce înseamnă că se află într-o zonă de stabilitate. Încercăm și în anul 2024 să păstrăm această stabilitate și mă bucur și am anunțat și pe Facebook-ul meu că ieri am reușit, după câteva zile și nopți foarte grele de dezbateri în comisii, de argumente, contraargumente, de tot felul de susțineri, tot felul de amendamente, să trecem bugetul României pentru anul 2024, ceea ce înseamnă că și celelalte instituții publice și, bineînțeles, primăriile, OAT-urile, consiliile județene vor putea să aibă bugete în luna februarie. Eu cred că e un lucru important pentru a avea o predictibilitate și a fi pragmatice, ce înseamnă eficientizarea investițiilor, a cheltuielilor banilor public pentru anul 2024, care de asemenea se dorește a fi un an în care să susținem stabilitatea României. Cred că începând cu anul 2025 vom putea avea o relaxare economică și să înceapă lucrurile să fie pe o traiectorie ascendentă. Dar deocamdată vrem să păstrăm această situație de izobară prin care să fim într-o zonă de stabilitate și de unde să ne pregătim pentru o zonă de creștere. Au fost prinși în buget, așa cum am anunțat, banii pentru profesori, creșterea salariilor în două trepte cu 20% din ianuarie și de la 1 iunie, pensiile mărite cu 13,8% de la 1 ianuarie și apoi cu aplicarea legii pensiilor privind eliminarea inechităților de la 1 septembrie, creșterea salariilor în sistemul bugetar cu 5%. Vreau să vă spun că pentru demnitari a fost sistată orice creștere în anul următor. Încercăm să asigurăm tot ce înseamnă utilități, tot ce înseamnă funcționarea instituțiilor, pentru că, așa cum v-am spus, trăim cu vremuri grele. Unii analiști spuneau că această perioadă este cea mai grea perioadă de după al doilea război mondial. Cu toate acestea, suntem aici să facem față provocărilor, să facem bine pentru țară și pentru români. De altfel, și romașcanii au putut lua la cunoștință ieri că am venit cu un amendament la bugetul de stat prin care am alocat municipalității 10 miliarde de lei pentru proiectul modernizării străzii Smirodava și a rețelelor edilitare din zonă pentru modernizare. Avem în acest sens și alte gânduri bune pentru municipiul Roman anul următor, inclusiv la acest proiect cu aducerea unor sume de bani, dar avem două proiecte majore pentru municipiul Roman pentru care mă zbat și încerc să le aducem aici la noi. Sunt proiecte pe care nu le anunț în momentul de față, pentru că știți că
chiar dacă am credința în suflet, am o zonă de superstiție prin care nu anunț înainte ce am putea face, dar sunt două proiecte majore pe care le avem în faze preparative cu pași spre definitivare în ceea ce înseamnă obținerea finanțărilor. Sume foarte importante de bani, sume mari de bani care ar putea să vină la Roman, dincolo de ce înseamnă rețeaua de infrastructură rutieră, mă refer aici la A7 și A8, care vor prinde între brațele lor municipiul Roman și va aduce un plus de modernitate, de dezvoltare, va aduce investiții către zona noastră. Deci viitorul apropiat pare să sune foarte bine pentru municipiul Roman. Prezentul este un pic mai greu și mai dificil, dar împreună vom trece peste aceste lucruri și vom aduce din nou dezvoltare, prosperitate la Roman. Astăzi, împreună cu colegii, am făcut această acțiune pe care o facem din 2008, adică avem cam 15 ani, atât în primăvară cât și în iarnă, de Paște și de Crăciun, sub egida să nu-i uităm nici când pe cei mai triști ca noi. Peste 100 de familii au beneficiat astăzi de un sprijin din partea noastră, având produse de alimentație publică, pe la cele elementare, zahăr, orez, făină, la dulciuri, bomboane, cozonac, vin sau carne. Toate acestea se află în pachetele lor și le-am urat cu toată deschiderea și cu toată sinceritatea și bunătatea sărbători fericite și am încercat să le facem ziua și sărbătorile un pic mai frumoase. Poate nu e mult, dar e un pic care poate ajuta și aduce un zâmbet pe fața oamenilor. Suntem aici pentru oameni și vom rămâne așa și nu suntem doar în campanii electorale, ci suntem permanent, așa cum am spus, avem 15 ani ori 2, peste 30 de acțiuni pe care le-am făcut pentru oamenii din municipiul Roman, susținându-i și fiind alături de ei, indiferent de o conjunctură sau alta. Pentru că peste toate, cel mai important într-o societate este omul. Așa am considerat totdeauna, așezăm omul în centrul activității noastre și suntem alături să facem tot ce se poate, omenește, corect, legal, pentru a-i sprijini în demersurile lor. În rest, multă sănătate, bucurie, le mulțumesc colegilor mei care sunt alături și cei care nu sunt astăzi alături aici, fiind la serviciu sau în alte părți, acolo unde obligațiile i-au chemat, urându-le și lor sărbători fericite și mulțumindu-le că datorită lor se pot face aceste acțiuni. Fără ei aceste acțiuni ar fi mult mai sărace. Așadar, mulțumiri și îl invit și pe domnul primar, împreună cu care sigur am făcut ca această activitate să poată să aibă consistența pe care ne-am dorit-o. Domnule primar, domnule deputat, mulțumesc pentru intervenție și vreau să spun că, așa cum a spus, trecând peste anul acesta care a fost unul extrem de dificil, pe care l-am trecut totuși împreună, atât noi ca și cei implicați în administrația locală, dar și cei care au fost oamenii apropiați și care ne-au sprijinit, vorbim aici de romașcani, fiind cu acel gând bun în preajma sărbătorilor de Crăciun, dorindu-le tuturor multă sănătate, bucurii, liniște în casă, pace pentru toată lumea, pentru a ne putea realiza obiectivele propuse. Mă bucur că pot și eu să transmit prin intermediul dumneavoastră aceste urări și mulțumesc, iată, colegilor noștri din organizația Partidului Național Liberal a municipiului Roman, care an de an face acest gest pentru romașcani nevoiași, pentru că știm că sunt și au multe, multe nevoi și de aceea un gest mic poate pentru noi e un sprijin mare pentru cei care au nevoie de acest lucru. Încă o dată, mulțumindu-le celor implicați, doresc sărbători cu bine, cu sănătate și un Crăciun fericit tuturor romașcanilor. La mulți ani tuturor! La mulți ani!